Statuia din Sibiu a baronului Samuel von Brückenthal a fost vandalizată. Construcția din Piața Mare a fost stropită în această dimineață cu vopsea tricoloră. Statuia fusese inaugurată în urmă cu o lună chiar de președintele Klaus Iohannis. Un bărbat a fost surprins în această dimineață în timp ce arunca vopsea pe statuia din Piața Mare. Poliția spune că pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede că autorul a agățat de statuie o pungă cu sigla unui supermarket. Vopseaua, care pare că s-ar scurge din pungă în mai multe nuanțe, trimite către culorile logo-ului magazinului, dar și către steagul României. Statuia fusese dezvelită în urmă cu doar o lună de președintele Klaus Iohannis. Amplasarea aici a unei statui în memoria lui Brückenthal este un omagiu adus prețioasei sale moșteniri, o confirmare a convingerii sale că la temelia bunei guvernanțe stau educația și cultura. La doar o săptămână de la eveniment, un grup de protestatari condus de Diana Șoșoacă și Gheorghe Funar au contestat amplasarea statuii în oraș. Asta e țara noastră, noi nu stăm în gazdă. Horul al nostru e risipit pe hot. Statuile acestor criminali și cotropitori trebuie demolate, iar numele lor să fie șters de peste tot de pe teritoriul României. Poliția îl caută acum pe cel care a vandalizat statuia lui Brückenthal. Vopseaua aruncată a fost curățată de pe statuie.